Este declarația șoc care face foarte mult zgomot. Vine din partea amiralului Rob Bauer, este șeful Comitetului Militar al NATO. Iar declarația sună în felul următor. Suntem gata pentru o confruntare directă cu Rusia. Adaugă faptul că toate țările membre NATO trebuie să-și pregătească economiile pentru producția de război. Nevoile de pe front sunt foarte mari. Dacă ar fi să vorbim numai despre muniție, de exemplu, vom vedea declarația imediat. Vă spun că în studio invitații noștri la această oră sunt Cristian Pârvulescu, politolog. Bună seara, domnule profesor. Emanuel Cernat este analist de politică externă. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Și Dan Grecu, general major în rezervă. Bună seara, domnule general. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Haideți să-l vedem pe amiralul Bauer într-un interviu la televiziunea portugheză. Shown us in a document, it was a concept treaty text in December 21. They sent us a text which basically said we had to go back to the pre-1997 situation. That's what they're aiming for. That's their strategic objective. But you don't believe that it's only about to... No, it is about turning back to the old Soviet Union. Many nations in NATO thought for decades that we were owning the timelines. We were the ones that decided to go to Afghanistan, to go to Iraq. It was a decision from NATO, from the NATO nations. So we owned the timelines. We were saying, when are we going, with how many troops, for how long, etc. Now, we are facing a threat, which is Russia, that is coming to us, uninvited, at a moment of their choosing. So we have to be much more ready. We have no time to prepare, because it is up to them when they come. We are ready to a direct confrontation with Russia. We are. Are we ready for nuclear war? And do you believe in that possibility? I think Vladimir Putin is not insane, so that's the good news. He has ideas that are not our ideas, but he's not insane. So he is he's still a rational person, and I think that is important with regard to the use of nuclear weapons. Well, I think it's extremely important that we all continue to agree on the fact that a nuclear war should not be fought. Și tot amiralul Bauer vorbește despre liniile roșii. Linia roșie este teritoriul NATO. Vorbește chiar despre țările de pe flancul estic, printre ele este România. Detaliem imediat, domnule general. Nu mai avem inițiativa. Asta înseamnă că nu mai avem timp să ne pregătim, zice amiralul. E bine ca să mai dai și astfel de mesaje, ca să fie lumea pregătită să înțeleagă. Realitatea este că NATO a urmărit mișcările Rusiei și tot timpul, chiar dacă într-o anumită perioadă a dat prea multă încredere, cred eu, lui Putin, care oricum avertizase asupra intențiilor lui viitoare. Dar în această timp avem, pentru că NATO este deja pregătită. NATO are la dispoziție o forță de reacție rapidă, în cadrul căreia la rândul lor sunt trei categorii de forțe care sunt cu reacție imediată sau cu reacție mai în timp mai lung. Dar este adevărat că atâta timp cât Rusia duce astfel de acțiuni agresive care vor depăși, dacă vor depăși acea linie roșie de care făcea amiralul referire, vor trebui să primească imediat o reacție. Personal nu cred că acest lucru se va întâmpla, în sensul că cel puțin pe moment Rusia se va limita la această acțiune, agresiune împotriva Ucrainei și va încerca prin mijloacele deja cunoscute să-și păstreze controlul în fostele sau parte mai exact din fostele republici sovietice, în special cele din zona asiatică, doar încercările vor fi și spre Ucraina, bineînțeles, unde dacă n-au înțeles de vorbă bună au intrat cu tancul și posibil spre Moldova, spre Georgia, spre Azerbaijan, Armenia. Deci astfel de acțiuni vor continua. Domnule profesor Pârvulescu, jurnaliștii de la LSI din Franța, analizând această declarație, spun că ea demonstrează că există un plan despre care nu s-a vorbit și o să ne spuneți, probabil că e normal să existe planul ăsta, care arată că NATO, în anumite situații, angajează trupe la sol, împotriva Federației Ruse. Poate angaja trupe la sol și evident NATO era pregătit pentru asta. Dar apreciez foarte mult modul în care amiralul a pus problema.
tranșant, simplu, clar, inteligibil, răspunzând Rusiei așa cum trebuie să se răspundă Rusiei, și nu este un personaj oarecare, are o funcție importantă în interiorul organizației. Acest mesaj din partea unui militar va fi foarte atent ascultat la Moscova, pentru că ați văzut, de obicei nu prea ascultă mesajul politicienilor. Și atunci cred că este foarte important să ținem cont de aceste lucruri și să vedem cum putem face ca ele să continue pe o asemenea linie. LSI, de care vorbiți, este, ca și de Digi24, un post de știri. Da. Și este un post de știri al TFA, un post de știri care analizează în fiecare seară, chiar și în această seară, ceea ce se întâmplă în Ucraina. Cred că este singurul post francez care o face din 24 februarie, seară de seară, cu cei mai buni specialiști. Și evident își pun toate aceste întrebări pentru că publicul francez, sau o parte din publicul francez, este interesat să afle ce se întâmplă. Dar cu siguranță planul există, nu suntem surprinși. Surprinderea este mai degrabă la politicieni. Politicienii au încercat, încearcă în continuare să găsească soluții care să nu fie războinice. Dar Rusia trebuie să înțeleagă că suntem pregătiți și trebuie să transmitem și opiniei publice că suntem pregătiți, pentru ca opinia publică să fie ea însăși pregătită. Pentru că în prea multă vreme au fost jumătăți de măsură în multe țări, inclusiv în a noastră, în ceea ce privește această situație. Semnalul nu presupune însă că va exista război. Și cred și eu, ca și domnul general Grecu, că Vladimir Putin nu va face pasul spre țările NATO niciodată. Orice ar spune propagandiștii de la Kremlin este zgomot pentru spectatorii ruși. Nu va face pentru că nu are nicio șansă. Nu are nicio șansă chiar în momentul în care suntem acum. Altfel spus, cu o economie care e economie de piață în fața unei Rusii care are deja o economie de război funcțională, putem face față, iar diferența de PIB, diferența de armament, este covârșitoare în favoarea noastră. Pentru că țările din NATO reprezintă, cu Statele Unite sau fără, o forță extraordinar de importantă. Ar trebui să rămânem uniți. Și știți, mai e problema aceea cu Turcia, care nu prea vrea să accepte Suedia și Finlanda în NATO, Ungaria, care zice și că... Și Austria, care anunță că nu vor trimite ajutor militar. Împreună cu... Și iată cum Austro-Ungaria apare dintr-o dată sau reapare la 100 de ani după dispariție, într-o formă care nu ne surprinde, în orice caz nu aici în România, dar câtă vreme leadership-ul american va rămâne clar, nu vom avea, de fapt, fracturi importante. Austria nu țară membră NATO. Nu uitați niciodată. Emmanuel Cernat, în studioul LSI, un general al armatei franceze este întrebat. Domnule general, nu ne-a zis nimeni, există acest plan de acțiune militară directă împotriva Federației Ruse? Iar generalul Senin spune, da, din 24 februarie anul trecut ne pregătim pentru acest răspuns, altfel cum ați putea interpreta mutarea de tancuri, mutarea de lansatoare de rachete, de sisteme de apărare antiaeriană și de soldați în România, Polonia și în țările Baltice. Da, pentru asta ne pregătim. Să ne amintim că la summitul NATO de la Madrid s-a crescut de la 40.000 numărul de forțe de reacție rapidă la 300.000. Practic este o revenire, de fapt, pentru că 300.000 avea această forță și acum 20 de ani. În timp însă, atâta timp cât președintele Macron venea și spunea că NATO este moarte cerebrală, treptat aceste trupe s-au diminuat. Iată că după invazia Ucrainei de către Federația Rusă, NATO a înțeles gravitatea momentului, a decis această creștere. E foarte interesant aici să vedem și faptul că toată lumea se întreabă care e linia roșie pentru Vladimir Putin. Nimeni nu știe. S-au pus diferite grade de linii roșii care până la urmă s-au șters ușor, ușor, dar singura linie roșie clară care rămâne valabilă de la început până astăzi, de la începutul conflictului până astăzi, este articolul 5 al tratatului NATO. Această linie roșie pe care NATO a anunțat-o este că în momentul în care un centimetru din teritoriul NATO va fi încălcat de către Federația Rusă, NATO va reacționa. NATO este pregătit să reacționeze și mai trebuie să luăm ceva în considerare. Amiralul Bauer este militar.
Iar ca orice militar, ei lucrează cu scenarii. Iar la scenarii trebuie să ia în considerare și cele mai rele scenarii posibile. Și de obicei militarii sunt mai pușii așa? Vor să te sperie? Cam nu, e vorba că vor să te sperie. E vorba că ei trebuie să ia cel mai rău scenariu posibil și să lucreze cu el și să găsească un răspuns pentru acest scenariu. În acest moment, pentru NATO, cel mai rău scenariu este ca Rusia să atace în mod direct NATO. Și atunci anunță în mod public, iar acest mesaj este în mod cert transmis special către Kremlin, că NATO este pregătit și ca Rusia să nu facă acest pas. România este aliatul care se află la cea mai mică distanță de război. Noi totdeauna am fost norocoși. Suntem totdeauna noi, am noi fost suntem în linia întâi. Da, suntem în linia întâi, pentru că pe mare suntem vecini, că acum suntem vecini, nici nu mai putem spune altfel. Pe sol nu suntem prea departe ca urmare a cuceririlor din sudul Hersonului, dar e foarte bine că domnul Cernat a reamintit de summitul de la Madrid și vis-a-vis de deciziile care s-au luat acolo. Acolo când s-a adoptat nou concept strategic al NATO, acesta a fost amendat, ca urmare a acțiunii din februarie a Federației Ruse, agresiunii împotriva Ucrainei, pentru că inițial draftul de concept strategic era puțin mai dulce. Ori, atât în text, cât text care a identificat Rusia ca principalul factor de agresiune în zonă, deci ca principalul factor de risc la adresa NATO, cât și în acțiunile concrete. Și aici mă refer la prezența militară în România, în Polonia, în țările baltice, importante în toate cele trei zone și destul de importantă și în celelalte state, Slovacia, Ungaria și Bulgaria, au fost rezultatul acțiunii Rusiei. Și pentru că ați vorbit de planuri, bineînțeles că au planuri. Minim trei planuri există întotdeauna, pentru cel mai rău curs de acțiune posibil, pentru cel mai favorabil curs de acțiune și pentru cel mai probabil curs de acțiune. Dar acestea sunt minimorum care se redactează într-o anumită situație. Dar în situația în care ne aflăm acum, care este cel mai rău scenariu? Eu rămân la părerea că cel mai rău scenariu încă nu privește NATO. Adică cel mai Putin rău... nu se va atinge de NATO, spuneți. Nu. Nu se va atinge de NATO pentru că nebun nu-i, chit că îi dăm noi toate bolile de pe lume și tot moare în două luni și are câte o boală de asta importantă, și își dă seama, pentru că, fiind serioși, acolo s-au făcut scenarii și de o parte și de alta, să fac din 1945 încoace, să fac scenarii între cele două mari puteri, deși a doua acum e un pic sub semnul întrebării, și mă refer la Federația Rusă, pentru acest lucru. Ori, șansa Rusiei nu ar putea să fie decât acest război nuclear, care este practic un no-go, deci un drum pe care nu se poate lua, pentru că este acel MAD american, Mutual Assured Destruction, în care toți actorii vor termina pulverizați. Și nu cred că este interesul nimănui să termine chiar așa brusc cu omenirea. Dar scenariul rău pentru noi va fi această continuare a acțiunilor militare în Ucraina, cu toate efectele financiare, economice, umane care există, plus turbulențele din Marea Neagră, pentru că Marea Neagră va continua să fie o mare nesigură în aceste condiții, ba vine vedeta, ba vine mina, ba mai cade câte o rachetă unde nu trebuia să cadă, iar acest lucru creează o stare de stres, cel puțin, pentru, în primul rând pentru militar, dar și în general pentru populație. Plus Republica Moldova, despre care vom vorbi după publicitate. Domnule profesor Pârvulescu, există un plan. Am aflat, oricum se lucrează așa, există planul pentru această variantă, semnalele pe care le transmite Putin sunt cunoscute și pe ele le vom analiza după ora 22, pentru că a făcut declarații noi de la Stalingrad, se încarcă cu simbolurile istorice pe care le știm, dar tot Putin, ne explică domnul amiral, știam, aveam informații, dar valoarea asta juridică nu ne era cunoscută, trimisese propunerea NATO la sfârșitul anului trecut, pentru că despre acel 21 decembrie vorbea, 2021, da?
trimite un document prin care propune un tratat prin care NATO să se retragă. Dar știam și în 1997. Știam de la americani că le propuseseră retragerea NATO. Și de la domnul Joană că a fost această propunere în calitate de... Dar n-am înțeles că era un tratat, oamenii îl și scriseseră. Nu era un tratat, era o propunere de negociere. Nu pot să propună un tratat fără să-l negocieze înainte. Și era deja un ultimatum. Altfel spus, făcea parte din... tacticile pe care le foloseau pentru a-i obliga pe occidental să nu reacționeze la atacul iminent împotriva Ucrainei, pentru că deja informațiile erau importante. Spera foarte mult ca aliații săi din rândul statelor occidentale să cedeze. De altfel, știm că au existat destul de multe îndoieli, pași înapoi, până când s-a văzut clar că este vorba despre un război genocidar. În acel moment... Rusia nu mai poate fi apărată de nimeni, doar de Coreea de Nord. Altcineva nu poate să mai apere aceste poziții, și dacă există simpatii pro-ruse, deși am foarte mari îndoieli că ele sunt sincere în America Latină sau în Africa, și am îndoieli pentru că în mare măsură sunt orchestrate și se știe acest lucru, ele nu vor fi niciodată exprimate în mod public și mai ales politic. În acest moment, diferența clară în favoarea țărilor NATO nu este doar militară, este economică. Un război înseamnă costuri. Doamna von der Leyen spune astăzi că în fiecare zi, Rusia pierde 160 de milioane de euro. Știți, își făceau calcule, arătau că vom muri de frig, că vom fi terminați. De fapt, după acest aproape un an de război, Uniunea Europeană este suficient de robustă. A dovedit că este mai mult decât credea Vladimir Putin. Militar am sprijinit Ucraina într-un mod care poate fi criticat, dar a fost eficient. Ucraina rezistă, iar cred că ceea ce și-a propus Putin, în primul rând, că nu este doar ce spunea amiralul, reînființarea Uniunii Sovietice, este distrugerea democrației liberale. Putin disprețuiește democrația liberală. Putin disprețuiește valorile europene și valorile americane. Putin crede că lumea nu trebuie construită pe aceste valori. Nu este un ipocrit, chiar crede acest lucru. Ăsta este și motivul pentru care armata sa este o armată de criminali care nu respectă niciun fel de regulă. Acum încearcă să se protejeze, și o să vorbim mai mult, folosind, nu-i așa, al doilea război mondial. Dar în al doilea război, chiar și în al doilea război mondial, au intrat pentru că au căzut în capcana nemților și pentru că s-au dovedit incapabili să facă față unei armate mici. Vă mai aduceți aminte? Armata finlandeză. Uh-huh. În războiul din iarna, dintre 40 și 41, o armată mică a rezistat mari armate roșii, și atunci nemții au înțeles că, de fapt, se poate. Și ceea ce era doar un plan a devenit o strategie și a fost pusă în aplicare în vara anului 1941, când Rusia a fost luată total prin surprindere. De curând, ambasada Statelor Unite de la Moscova a pus la dispoziție un document, inclusiv pe rețelele sociale, care a fost popularizat și în România, în care arată cât de important a fost sprijinul militar pe care americanii l-au oferit Uniunii Sovietice pentru a rezista acelui atac. Și era vorba de zeci de mii de tancuri, de zeci de mii de camioane și de vehicule și așa mai departe. Fără sprijinul american, Uniunea Sovietică n-ar fi reușit niciodată să învingă Germania nazistă, pentru că Stalin, pe care îl venerează Vladimir Putin, cu statuie proaspătă. Stalin a fost atât de naiv încât a căzut în capcană. Doar iarna a apărat Moscova și Leningradul în 1941 de a nu fi ocupate și Uniunea Sovietică să devină istorie. Ori, de data asta, Rusia nu se apără, Rusia atacă. Rusia atacă într-un mod mărșav și Rusia atacă într-un mod criminal. Spun asta pentru că nu trebuie să vorbim doar de pace. Oamenii aceștia care fac crime de război trebuie să plătească. Vor plăti. Sper că vor plăti. Aveți dubii? Adică nu va exista un tribunal? Sau vă gândiți că rușii vor apăra? Îi vor ține la ascunzătoare. Da, principalul criminal este Vladimir Putin. Este chiar Putin. E Putin însuși, și sigur. Sunt comandanții armatei. Comandanții militari sunt în egală măsură vinovați cu Vladimir Putin și trebuie tot să plătească în mod solidar. Cei pe care îi vedem în această imagine, Shoigu, Gerasimov și așa mai departe, au ordonat aceste crime, trebuie să răspundă pentru ele. Rusia nu poate fi lăsată în situația în care e acum în Ucraina, într-o situație incertă.
așa cum ne-a sugerat domnul general mai devreme. Într-o situație în care să mai rămânem încă decenii sub amenințarea Rusiei. Rusia trebuie să devină o țară normală, trebuie să fie demilitarizată după acest război. Altfel spus, trebuie să-l piardă. Trebuie să fie altfel. Emanuel Cernat, domnul profesor Pârvulescu face foarte clar că mesajul amiralului olandez, șeful militar al NATO, mesajul suntem gata pentru o confruntare directă cu Rusia, este un mesaj pentru ruși, pentru Putin în mod special. De ce în momentul ăsta? E un moment în care Putin trebuie să primească încă o dată un mesaj evident pe care sigur îl știa? Foarte multă lume leagă toate declarațiile din ultima perioadă de apropierea momentului marcării a un an de la invadarea Ucrainei. Este un moment cu o încărcătură foarte mare de ambele părți. Și atunci și de partea Federației Ruse, dar și de partea aliaților occidentali se încearcă dezvoltarea unui mesaj care să arate că pozițiile rămân aceleași. Din partea Uniunii Europene, a NATO, a Statelor Unite și a întregii lumi occidentale civilizate, se merge pe această idee în care vrem să arătăm că, iată, nu se va putea înainta, nu se va putea continua în acest fel. Și spunea foarte bine domnul profesor mai devreme că Rusia nu poate să câștige. Până la urmă, nu numai că nu poate să câștige, dar trebuie ca cineva să răspundă. Trebuie ca acele crime de război, cineva trebuie să răspundă pentru ele. Dacă nu, dacă se va lăsa așa și se va spune, domne, facem o pace în care lăsăm lucrurile cum sunt, păstrați Crimea, păstrați teritoriile ocupate, vă retrageți din, ne întoarcem la situația din 2014, este greșită. Pentru că asta înseamnă că cel care are puterea nu mai ascultă de argumentul legilor și al dreptului internațional, ci ascultă de argumentul forței și se va simți îndreptățit, având această forță, să intre peste un vecin mai slab și ne întoarcem la o situație de dinainte de primul război mondial, în care am văzut cum marile puteri începeau și se simțeau suficient de puternice și state mari, precum Franța, au avut de suferit în urma unor asemenea decizii luate. De-aia astăzi, amiralul Bauer vine și spune, suntem pregătiți, orice se va întâmpla, putem să răspundem și putem să câștigăm acest război. A existat la un moment dat un crescendo al amenințărilor nucleare, după care am aflat din mai multe surse, într-o perioadă foarte scurtă de timp, că au existat contacte, telefoane, discuții, întâlniri, prin care americanii și NATO le-au spus rușilor foarte clar să nu vă treacă prin cap. Nici să nu vă treacă prin cap. Mesajele de care spunea domnul profesor Pârvulescu vis-a-vis acum de acest acțiune s-au transmis de mult timp. S-au transmis pe relația directă între șefii CIA-ului cu șeful Serviciului de Informație Externe a Rusiei. S-a trimis la nivel de ministru de externe, chiar săptămâna trecută. Am aflat că prin intermediul Ministerul de Externe egiptean. Au fost întâlniri, au discutat ce șefi, persoane cu funcții înalte din cele două state majore generale, respectiv american și rus, în special pe problema nucleară. Deci pentru ruși treaba este foarte clară că NATO va continua sprijinul Ucrainei până când se va termina și că nu vrea nimeni din partea Occidentului, cu atât mai puțin ucrainienii normal, să accepte această schimbare, că până la urmă este o schimbare a ordinii mondiale stabilite de 70 și aproape 80 de ani. Întrebarea este ce așteptări au aliații de aceste așteptări, l-au făcut pe amiral să spună ce a spus. Bănuiesc că așteptările de partea aliaților sunt că odată cu creșterea sprijinului, pentru că observați că de la sisteme de apărare antiaeriană am ajuns la tancuri și în 8 luni, iar în 2 săptămâni de la tancuri am ajuns să vorbim despre avioane. Deci una din așteptări este că forțele ucrainiene vor reuși cu sprijinul echipamentelor puse la dispoziție și nu numai echipamentelor să îi împingă pe ruși înapoi. Problema care, eu sunt de acord cu ce spune domnul profesor Pârvulescu, că Rusia nu poate fi lăsat, nu Rusia, că nu Rusia e, ci cei care conduc Rusia, că aici e problema. Trebuie să răspundă pentru crimele pe care le-au făcut, asta este indiscutabilă, dar aici se pune problema și cum.
Aici este o mare problemă. Cum se va reuși asta? Mă îndoiesc că rușii îl vor lua pe Putin, cum au făcut alții cu alți conducători, și vă pune la dispoziția Tribunalului Internațional de la Haga sau a Curții Penale de Justiție. Că Serbia îl va lăsa pe Slobodan Milošević să ajungă? S-a întâmplat? Și s-a întâmplat, dar totuși Serbia e un pic mai mică și era tare înconjurată la vremea aia. Ceea ce încă nu-i cazul la ruși. Ei sunt în deplasare. Ei nu joacă pe teren propriu. Se va întâmpla la fel? Se va întâmpla altfel? E o speranță că se va întâmpla? Mai mult decât atât, s-a cerut începerea procedurilor, chiar dacă Rusia refuză să accepte legitimitatea acestor tribunale. De altfel, nici americanii nu o recunosc. Statele care au armate puternice știu că ar putea într-un moment sau în altul să fie acuzate de crime de război și atunci, în general, refuză această legislație. Aduceți-vă aminte că pe vremea când încă negociam la intrarea în NATO și domnul Joana era doar ministru de externe, s-a pus problema recunoașterii Tribunalului Penal Internațional de către România și au fost niște presiuni pe care americanii le-au făcut ca noi să nu o facem. Era în 2003. În final am acceptat pentru că totuși valorile europene sunt foarte importante. Și să știți, spunea domnul Cernat mai devreme, Macron spunea în 2019 că NATO era în moarte cerebrală. Eu în continuare sunt foarte îngrijorat de sănătatea mentală a NATO, pentru că dacă în Statele Unite ale Americii în 2024 o echipă anti-NATO, anti-europeană... Ne întoarcem la momentul morții cerebrale, asta ne spune. Exact. Putem și reveni foarte iute. Și nu avertizam în această emisiune și mulți spuneau că este prematur sau este irealist, că ceea ce se va întâmpla în Camera Reprezentanților va fi problematic. Și a fost problematic. Pentru că am văzut cum o minoritate care este în esență prorusă a reușit să blocheze Marele Partid Republican și practic să controleze în momentul de față Camera Reprezentanților. Nu va schimba acum politica Statelor Unite ale Americii, dar deja consecințe există. Așa că invitația este pentru noi, pentru europeni, să înțelegem că trebuie să avem armata noastră, să fim pregătiți și să cooperăm. Atunci când Statele Unite nu vor mai putea să o facă, nu putem să stăm și să ne uităm cum Rusia ne cotropește, pentru că, de fapt, asta a crezut Vladimir Putin că va face în 2022. Nu a crezut că nu a înțeles ce s-a întâmplat în Afganistan. A perceput greșit. Retragerea din Afganistan a fost o retragere tactică în vederea războiului din Ucraina. El a văzut-o ca pe o slăbiciune. A crezut că poate să-și permită să se joace și cu americanii și cu europenii, pentru că europenii sunt prea preocupați de bunăstarea lor și de economia lor ca să răspundă militar unei agresiuni. Amiralul olandez, șeful militar al NATO, dă un mesaj dur, le transmite un mesaj dur rușilor. Din același registru ar putea să fie și ce se întâmplă la Kiev. Jumătate dintre comisarii europeni împreună cu șefa Comisiei Europene sunt acolo pentru un summit. Astăzi a existat o ședință, cum se fac ședințele de guvern comune, o ședință a comisarilor cu reprezentanții executivului, cu membrii executivului de la Kiev, evident și o întâlnire cu președintele Zelensky. Mâine este un summit UE Ucraina, la Kiev, într-un oraș care este amenințat, evident, de rachetele rusești. Și totuși oamenii ăștia s-au dus acolo, s-au deplasat cu trenul, există imagini, am văzut declarații, vor mai exista și mâine. E absolut un mesaj de solidaritate și nu ne e teamă. Nu ne e teamă de voi, de voi ruși. Vom mai discuta despre asta, vom vorbi și despre felul în care brusc Serghei Lavrov se referă la Maia Sandu, are mesaje personale pentru Maia Sandu. O jignește, o insultă, există și aici explicații, vom vedea, dar înainte, domnule general, 2 minute mai avem și luăm pauză. Avem 2 seturi de imagini pe care ni le oferă ziua. În primul set vedem o baterie, înțelegem, rusească, care este distrusă cu un singur proiectil Excalibur. Bateria se numește Tor, nu știu dacă e un sistem Torul, de baterie. Da, nu, e un sistem, da. Torul este un sistem de apărare antiaeriană, există în mai multe variante, Tor, Tor 1, Tor 1M, Tor 2M1, sunt mai multe, cu o bătaie până la 16 km, deci este de apărare antiaeriană apropiată.
Din punct de vedere a rachetei, este continuator a sistemelor OSA pe care le-am avut și noi în înzestrare. Deci în o chestie grozavă, ne spuneți? Este grozavă, dar pentru apărare apropiată. Adică are o probabilitate de lovire în funcție de distanță și altitudine între 45 și 75-80% în funcție de altitudine și de distanță, fiind folosit atât împotriva aviațiilor și avioanelor și elicopterelor, cât și împotriva dronelor și a unor categorii de rachete balistice. Excalibur este un proiectil care, dintr-o astfel de lovitură, distruge instalația. Unul este suficient, ba chiar prea mult, dar nu poți să-l trimiți jumătate de proiectil. Deci, la asta, acest tip de rachet, de proiectil, sau acele atac MS, Army Tactical Missile System, de care rușii fac atât acas pentru că esențial este frică, reprezintă niște arme din categoria armelor inteligente de mare precizie, cu bătăi diferite în funcție de lansatorul care avem, atac MS-ul până la 150 de kilometri, și cu precizie de ordinul unui metru la distanța maximă de tragere. Adică la un metru poate să-ți intre liniștit în bucătărie, pe ușă, sau dacă ai uitat geamul deschis, chiar pe geam. Și niște imagini de cascadorii râsului ni se par nouă, o să vedem imediat. Un tanchist încearcă să-și schimbe poziția tunului Turelei și îi dărâmă de pe un transportor pe niște camarazi. Sunt rușii unii și alții. Vedeți cum tancul din dreapta imaginii schimbă poziția, iar în stânga pe un transportor sunt soldați fără burtier, ar fi mult mai bine. Da, e imagine comică, să nu fii în locul soldaților. Știți de ce e bună imaginea asta, domnule general? Pentru că noi tot vorbim aici despre în câtă vreme vor fi instruiți tanchiștii ucraineni să folosească Leopard, să folosească Challenger, să folosească Abrams. Dar rusul ăsta, cât o fi fost el instruit să... Parcă e poligonul auto, își ia carnetul acum. Nu e glumă astfel de momente, dar nu pot. Până la urmă sunt și hilare. Ăsta e la cursul de conducere, încă n-a ajuns să fie tanchist. El e abia la stânga-dreapta, că altă nu se poate explica. Da, e hilar. Dar pregătirea rușilor a fost demonstrat că e mult sub standarde. E mult sub standarde. Am văzut-o în primele luni de război, o vedem, deci... Au cam epuizat profesioniștii, partea aia care erau pe contract, care s-au antrenat, care au fost, i-au cam epuizat de la contact și au înlocuit rapid, pe repede înainte, cu oameni care n-au nici moral, deci n-au moral în primul rând, n-au nici pregătire și atunci se întâmplă astfel de scheme și... Se întâmplă și la registrul de evidență a pierderilor să completează zilnic cu sute de nume. Care... E motivul pentru care probabil Putin spune că Rusia are pregătit ceva, nu ne spune ce are pregătit împotriva Occidentului, împotriva Ucrainei, și după o scurtă pauză vorbim despre felul în care Serghei Lavrov are o problemă cu România, cu Moldova și cu Maia Sandu. Explicații imediat, rămâneți cu noi. O informație nouă vine de la Financial Times. Trupele ucrainene, tanchiștii ucraineni, vor începe instruirea pe tancurile Leopard săptămâna viitoare. Nu sunt date informații referitoare la locul în care se va face această instruire. Noi știm că este vorba despre Polonia. Acolo va începe acest program de instruire. Înțelegem că el poate dura până la o lună, o lună și jumătate. Și toată lumea se gândește la 24 februarie, asta se vede din declarații. Ce se va întâmpla pe 24 februarie? Ce vrea să facă Putin pe 24 februarie? Se împlinește un an de când încearcă să pună mâna pe Ucraina. Pentru el e important, trebuie să le mai ofere niște motive de încredere rușilor, pentru că până acum au primit doar motive de neîncredere. Războiul nu arată deloc bine pentru Rusia. De aici și foarte multe scenarii, despre care vom vorbi începând cu ora 22. Până atunci ne dăm seama că odată cu avertismentul șefului NATO, șefului militar al NATO, și rușii lansează mesaje. Iar unul dintre ele vine de la Serghei Lavrov și ține de Moldova, de România și mai ales de Maia Sandu. Iată. На эту роль приглядывают Молдову, прежде всего потому, что поставили, смогли поставить достаточно специфическими методами
далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая ну просто рвется, сама рвется в НАТО. Она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все. Не буду вдаваться в подробности, но это вот одна из стран, которые Запад хочет превратить в очередную антироссию. Și în 30 de secunde, Sergei Lavrov este maestrul genului, în 30 de secunde minciunile vin în cascadă. Republica Moldova are în Constituție neutralitatea. Republica Moldova, dacă ar vrea să intre în NATO, ar trebui să-și schimbe Constituția. Dar este o discuție? Este o discuție. Ar trebui să se schimbe Constituția și profită de această discuție, pe care o fac în special analiști, nu politicieni, analiști care sunt îngrijorați de ceea ce se întâmplă, de riscurile efective. De securitate care se află în această mică țară. Republica Moldova nu este Ucraina. Republica Moldova nu are capacitatea Ucrainei de a se apăra. Republica Moldova nu are o armată antrenată, nu are armament. Republica Moldova ar fi o victimă sigură și Vladimir Putin știe acest lucru și ăsta era și motivul pentru care înaintarea pe flancul de sud până la Odessa și după ar fi trebuit să ne pună în fața faptului împlinit că Republica Moldova devenea de fapt o regiune controlată de Rusia și noi eram, noi, România, noi, NATO, față în față cu armata rusă. Nu s-a întâmplat și atunci, profitând de tulburările grave pe care Rusia le-a provocat în Moldova, de dezinformarea masivă, pentru că Moldova este supusă unui război hibrid incredibil și unei presiuni extraordinare, încearcă să provoace frică. Pentru că Moldova este o țară în care populația este constant împărțită în trei părți. O parte care este pro-europeană și pro-românească, dar în principal pro-europeană, o parte care este neutră și care se înclină în funcție de bătaia vântului și o parte care e pro-rusă, formată în general din rusofoni, nu neapărat din etnici ruși, dar de foarte mulți rusofoni, care nu-și văd viitorul într-o Moldova europeană. Ei bine, influența se exercită în momentul de față asupra acelei părți neutre, care în mare măsură a fost influențată și o vedem în sondajele de opinie, dar o vedem și în acțiunile care au loc pe rețelele sociale, pentru că ieri, în pregătirea acestui interviu, am primit mai multe materiale din partea unor oameni pe rețelele sociale obișnuite, care au grijă să fiți informat, care au grijă să mă informeze cât de anti-români și anti-europeni sunt moldovenii. Filmulețe, interviuri care trebuiau să demonstreze asta. Oamenii aceia nu și-au dat seama că sunt, de fapt, instrumentalizați într-o astfel de bătălie, așa cum majoritatea românilor nu-și dau seama că sunt instrumentalizați, că sunt folosiți pentru a difuza astfel de informații. O altă minciună uriașă este asta cu unirea. Deci pentru Lavrov, faptul că Maia Sandu are cetățenie române și că a fost pusă, pentru că alegerile de la Chișinău nu au fost democratice, este dovada că România și Moldova își doresc să se unească. În condițiile în care oficialii români și moldoveni spun ori de câte ori au ocazia, ne vom regăsi în Uniunea Europeană. Pe noi acum nu ne interesează unirea. România și Moldova, asta își doresc. Ca Moldova să intre în Uniunea Europeană și acolo ne vom regăsi. Lavrov are însă de transmis mesajele astea cu Maia Sandu e româncă, e gata să facă orice, de-aia au pus-o acolo. E singura minciună care n-a spus-o, care cetățenie că română. Că e româncă. E singurul lucru care... Ca mulți alți moldoveni. Ca un milion de moldoveni. Ca un milion adică de moldoveni. Adică o jumătate din populația Moldovei are cetățenie românesc. Practic însă Sergei Lavrov se adresează celelalte jumătăți a Republicii Moldova, cum spunea foarte bine domnul profesor Părvulescu, acea parte rusofonă. Și, practic, Lavrov ce face este să facă apel la temerile și la fricile acestei populații, pentru care cea mai mare amenințare este aceasta, unirea cu România. Și atunci el vine și lansează aceste mesaje foarte țintite pentru a atrage atenția acestei părți a populației despre un presupus risc al unei potențiale uniri cu România. Lucru care nu a fost vorba, nimeni nu a discutat despre acest lucru. Poate că noi între noi discutăm, dar nu este dorința nici oficială, nici neoficială a celor două țări. Absolut, și în acest moment altele sunt prioritățile pentru Republica Moldova. Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și-a exprimat clar dorința de a pune Republica Moldova pe o cale europeană.
Iar aici este o mare amenințare din nou pentru Federația Rusă. Să ne amintim că motivele pentru care Federația Rusă a intrat în Ucraina și a ocupat Crimea și Donbasul nu a ținut la momentul respectiv de altceva decât de dorința poporului ucrainean de a merge pe calea europeană. Maidanul care a pornit exact din acest motiv. Serghei Lavrov, în acest interviu, care e un interviu amplu cu Dmitri Kiseliov, a abordat foarte multe subiecte. Acesta a fost... Pentru telespectatori, la televiziunea de stat de la Moscova, seara, există unul Soloviov, care e de luni până vineri, și unul Kiseliov, care este sâmbătă și duminică. Domnul Kiseliov e ăla mai bătrân, pe care l-am văzut imediat după ce a început războiul și perora puternic, în chiloți în Dubai. Pentru că așa face lumea bună din Federația Rusă, merge la mare... La mare depărtare. Gata, am încheiat paranteza. Deci Kiseliov din weekend ia interviul lui Lavrov, un interviu lung. Un interviu lung în care el abordează foarte multe teme. El vine și vorbește despre relația privilegiată cu China, vorbește despre buna prietenie și despre parteneriatul care este mai sus decât parteneriatul militar. Vorbește despre Belarus. Vine și spune președintelui Lukashenko, îi transmite un mesaj și spune n-ar fi bine să acceptați propunerea Ucrainei de a semna un pact de neagresiune, pentru că, de fapt, acesta nu ar duce la altceva decât la o înarmare de către Ucraina belarușilor. Deci, seria de minciuni continuă pe foarte, foarte, foarte multe planuri. Mai vine și mai spune ceva, vine din nou și face referire, așa cum am mai făcut și în ianuarie, la o soluție finală, reia această idee, o soluție pe care Occidentul o vrea pentru, și Germania o vrea de fapt, o spune de această dată în mod explicit, pentru chestiunea rusească, cum o denumește el. Iată cum vine practic și folosește, se vede cum încep să folosească inclusiv Vladimir Putin, se reîntorc la tema cu Ucraina, cu legătura cu naziștii. Se încearcă, inclusiv prin această celebrare de la Stalingrad, se încearcă repunerea pe tapeta chestiunii nazificării și denazificării. Am încercat să scăpăm de naziști, n-am reușit, uite, au venit din nou, vom vedea și imaginile și vom comenta imediat. Domnule general, ajutați-ne să înțelegem, să punem la un loc următoarele informații. În 2-3 săptămâni, ni se spune, vine o ofensivă de proporții a rușilor, încearcă chiar pe 3 direcții. Asta ne spune Kievul. Dar abia săptămâna viitoare va începe instruirea tankiștilor din Ucraina pe tankurile Leopard. Păi în mod clar nu le vor putea folosi atunci când rușii vor să contraatace. Cum e? Nu e chiar bine. Nu e bine? Nu este bine, pentru că discutam cu domn profesor Pârvulescu chiar ieri, că am avut șansa să mai fim, ne mai întâlnim într-un alt studio pe subiectul ăsta. Este o competiție contra timp de o parte și de cealaltă. Dar vreau un pic să mă întorc la Lavrov, că mie îmi place tare mult omul ăsta. De ce vă place? Vai de capul meu, atâta vorbește mai mult ca mine. Deci, el este unul dintre principalii vectori din război informațional pe care Federația Rusă îl duce și pe teren propriu și pe exterior. Partea cu Moldova și săritul la gâtul doamnei Maia Sandu, așa tamnețam, arată un alt lucru, din punctul meu de vedere, din punct de vedere a războiului informațional și până la urmă a războiului război. Încercările care au avut loc în Transnistria la sfârșit de martie, început de aprilie anul trecut, dacă vă amintiți, inclusiv cu acea parodie de ataca serviciului secret care să vrea acolo să arate că l-au atacat teroriștii, i-au demonstrat lui Lavrov și altora de jurul său că nu prea există nici acolo atâta dragoste de război pe cât să așteptau ei, pentru că la un moment dat acei oameni care sunt jumate din populația Transnistriei sunt ruși sau rusofoni, și probabil o bună parte și rusofili chiar. Dar la un moment dat acești oameni o să se întrebe, bă, ăștia să duc spre Europa, ăștia o să se plimbe în lume, ăștia o să primească ajutorul european pentru dezvoltare. Noi ce facem aici? Așteptăm să vină Putin? Păi dacă ăsta ia bătaie. Deci aici e o mare problemă. Eu cred că pe ei asta îi deranjează. Prezumtiva lipire a Transnistriei la cuceririle Rusiei din Sud deja sunt foarte, foarte îndepărtate.
Cel puțin așa arată realitatea din teren. Așa că cred că abia pe aia îi vrea să îi ridice sus, adică acei ruși care sunt de fapt conducerea transnistriană și care indiscutabil sunt conduși de la Moscova, fără niciun fel de dubiu. Un minut mai avem și spuneți-ne, nu arată bine, adică nu arată ucrainenii bine, nu vor fi pregătiți? Pentru că nu li se oferă, adică nu vor avea la dispoziție situația în care acel 24 plus minus, că nu cred eu că va fi chiar 24, că prea se așteaptă toată lumea la 24 și lipsește elementul surpriză care ar trebui să existe într-o acțiune militară. Deci îi va obliga pe ucrainieni să reziste ceva mai mult. Un lucru care este posibil într-un sistem defensiv, având în vedere că, uitați, dacă ne uităm în est, pe fosta graniță, autoproclamate republici, abia s-a trecut de prima linie a apărării ucrainiene, care este organizată pe 3 aliniamente de apărare. Pe unele zone abia sunt la prima linie a acestui aliniament de apărare, inclusiv în Donbass, sau mai ales în Donbass. În Lugansk au făcut mai multe proiecte. Deci, ucrainienii au capacitatea de a mai rezista acest timp, mai ales că ați văzut ce a declarat astăzi Comisarul pentru Afaceri Externe a Uniunii Europene. Uniunea Europeană va dubla numărul de militari ucrainieni pe care îi va antrena în viitoarea. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc, domnilor. Pauză și când ne întoarcem îi vedem pe Putin și Lavrov, care ne amenință, dar nu ne spun cu ce ne amenință. Ar vrea să ne amenințe, dar nu ne amenință până la capăt. Toată lumea s-a gândit, urmărindu-l pe Putin, la amenințarea nucleară, dar nu o nominalizează. Merită analizat. Ne întoarcem. Putin amenință cu ceva. După ce le spune rușilor că încă o dată tancurile nemțești cu cruci pe ele, chiar asta spune, îl vom vedea imediat, ne vin împotrivă, ne pun în pericol, vin spre noi. Există un răspuns, vom da un răspuns, nu e vorba despre tancuri, spune Putin. Sună șaradă, nu? O vom desluși imediat. Și mai interesant este felul în care se leagă de un simbol. Victoria de la Stalingrad, acum 80 de ani, se mută la Volgograd, orașul, așa se numește acum, pe care îl redenumește timp de 24 de ore Stalingrad, inclusiv plăcuțele de la intrarea în oraș au fost schimbate cu numele de Stalingrad, dar și mai interesant este că un personaj îngrozitor al istoriei Uniunii Sovietice, Stalin, din cauza lui au murit 20 de milioane de oameni înfometați, în lagăre de muncă, în colectivizare. Este un erou pentru Vladimir Putin, cum altfel? Comentăm împreună cu invitații noștri, Cristian Pârvulescu, politolog, Emanuel Cernat, analist de politică externă, și Dorin Popescu, directorul Casei Mării Negre de la Constanța. Bună seara, domnilor! Haideți să-l vedem pe Stalin, era să zic. Pe Putin, astăzi la Stalingrad. Те, кто втягивает европейские страны, в том числе и Германию, в новую войну с Россией, и тем более безответственно заявляет об этом как уже о свершившемся факте, те, кто рассчитывает одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимают, что современная война с Россией будет для них совсем другой. Мы свои танки к их границам не посылаем. Но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится. Все должны это понимать. E o interesantă amenințare. Nu le trimitem tancuri la granițe, dar avem cu ce să ripostăm. E interesant că nu adaugă și vom riposta. Nu înțeleg de aici nimic, Dorin Popescu. De bună seamă, obiectivul lui Putin a fost asta, să marcheze un potențial simbolic al zilei pentru publicul rus. În opinia mea, toate, absolut toate alegațiile sale de astăzi vizează publicul rus. De bună seamă că trimiteri voalate, directe, indirecte,
la adresa utilizării armei nucleare. Toate aceste lucruri sunt în recuzita și în discursul președintelui rus de multă vreme, de luni de zile. N-am adăugat nicio notă nouă astăzi. Însă, era obligatoriu pentru el să nu epuizeze acest potențial simbolic al zilei. De ce? Pentru că erau investite foarte multe așteptări de către populația rusă în registrul simbolic al zilei. Și registrul simbolic al zilei risca să se degradeze sub presiunea bagatelizării utilizării discursului patriotic zilnic în ultimele 12 luni. Sub această presiune, Putin răspunde publicului rus care de bună seamă că simte o creștere a primejdiei prin funcționarea irreproșabilă a coaliției internaționale a tancurilor. Da? Simte că scând primejdia, iar Putin răspunde cu trimiterea obligatorie la forța și mărăția Rusiei, care la vârf stă în triada nucleară. Aceasta este explicația, cred eu, de nu neapărat un avertisment sau o amenințare către partenerii internaționali, ci o trimitere obligatorie la o recuzită simbolică la vârf, care în mentalul public rusesc este asociată obligativității apărării unei patrii în primejdie. Nu se citesc note noi în discursul lui Putin, ba dimpotrivă am văzut foarte... Am văzut o anumită banalizare a discursului patriotic. Putin astăzi a ținut cu obstinență să nu se alinieze ideologic la recuzita sovietică, a ignorat locul în care a fost amplasat recent, iată, și busul lui Stalin, pe lângă busul mareșalului Jucov, a ignorat acel loc, a depus flori în două alte locuri, e adevărat, și ele din recuzita patriotică și neo-sovietică, a refuzat să se implice activ în discuția publică, care există în momentul de față în societatea rusească cu privire la permanentizarea transformării numelui Volgograd în Stalingrad. Se pliază pe așteptările și pe rezultatele unei cercetări sociologice locale, potrivit căreia cel puțin 67% din locuitorii orașului Volgograd a refuzat permanentizarea schimbării denumirii în Stalingrad. Iată că deci astăzi, deși, într-adevăr, Iosif Vissarionovici a țipat din toți bojocii pieptului lui Vladimir Vladimirovici, el a refuzat totuși aliniere oficiale publice la ideologia sovietică și astăzi, de bună seamă, a încercat să utilizeze maximal un registru simbolic destinat publicului țintă din Federația Rusă, registru simbolic care este în declin evident și care a fost încă o dată timp de 12 luni, iată, și-a epuizat registrul și-a epuizat emoția și-a banalizat și-a bagatelizat emoția prin folosire excesivă zilnică. Este incredibil, dar tancuri germane Leopard cu cruci pe ele, foarte interesant această adăugire, cu cruci pe ele ne amenință din nou. Asta spune Putin, noi nu le vom trimite tancuri la graniță, dar avem cu ce să ripostăm. Discursul lui Putin, iar Vladimir Putin iubește simbolurile. Întotdeauna s-a hrănit din aceste simboluri, iar astăzi pentru el această celebrare a victoriei de la Stalingrad, pentru el reprezintă un moment optim pentru a putea să vină să facă o dată în plus o paralelă între acel moment, bătălia de la Stalingrad, victoria armatei sovietice la Stalingrad, care a fost un punct de cotitură. A fost momentul în care soarta celui de-al doilea război mondial și soarta invaziei germane în Rusia s-a schimbat. Și atunci, pentru el, acesta este un moment foarte bun pentru a încerca să inducă ideea populației Rusiei că, iată, suntem într-un nou moment, într-un nou Stalingrad. El vine și, în discursul lui, face mai multe paralele. Vine și spune, așa cum atunci la Stalingrad au venit armatele germane acompaniate de foarte multe țări europene, spune, majoritatea țărilor europene au fost reprezentate acolo. Iată și acum suntem iarăși într-un moment similar. Este clar că el încearcă în acest moment să trezească acel sentiment patriotic în populația Rusiei. Pentru populația Rusiei, Stalingradul este o emblemă. Mai ales pentru generația pe care am văzut-o reprezentată în sală. Nu știu dacă și pentru noile generații, dumneavoastră ne spuneți. Este, având în vedere obstinația cu care s-a încercat
inducerea sentimentului patriotic și inocularea simbolurilor patriotice de o manieră extrem de concertată de către regimul de la Kremlin în ultimii ani, în rândul populației tinere, nu m-ar mira totuși să fie vorba, pentru că se vedea în sala pe care o arătați, se vedea o tânără care purta acea beretă roșie, care era un simbol al, o trimitere către Armata Roșie. Deci s-ar putea să fie și generațiile noi care să percuteze totuși la această simbolistică, la această retorică extrem de înflăcărată. Un nou război sfânt de apărare al patriei. Nu știm exact ce apără, pentru că până la urmă, în acest război, Rusia este cea care invadează. Rusia, practic, se inversează rolurile. Rusia preia rolul Germaniei naziste și intră de această dată și ocupă o țară suverană. Vladimir Putin însă nu vrea să vadă acest lucru. El vrea doar să arate, și iar acele cruci despre care vorbea sunt simbolul Wehrmachtului, al armatei germane, care era inscripționat inclusiv pe tancurile din al doilea război mondial și sunt și acum în continuare un simbol al armatei germane, care însă, și s-a discutat destul de mult pe această temă, s-a și spus că în momentul în care aceste tancuri vor fi trimise, vor avea un semn de ucrainene. Vor fi avea exclusiv nu e atât de complicat să le vopsești altfel, nu vor fi cu cruci. Dar pentru Putin e important să spună inclusiv că succesorii lui Hitler vor să se lupte cu Rusia pe teritoriul ucrainean folosindu-se de banderovți. Un celebru... Am explicat săptămâna trecută că acesta va fi discursul lui Vladimir Putin referitor la livrarea de tancuri Leopard 2 de către Germania și ăsta a fost motivul pentru care cancelarul Scholz a fost reticent. Nu pentru că nu înțelegea utilitatea lor, ci pentru că știa că va exista o reacție de genul acesta a Rusiei, de care nu se speria în mod special, dar era problema reacției acelei părți a societății germane care a interiorizat culpa germană, care a în urma educației cetățenești făcute vreme de decenii în Germania, a înțeles vina lui Hitler și care nu voia ca Germania să mai fie asociată unui astfel de război, chiar dacă este un război drept. A fost nevoie ca America să dea acea undă verde, deși tancurile Abrams vor ajunge mult mai târziu decât Leopard 2, pentru a se întâmpla acest lucru. Deci nu ne miră niciun fel și nici n-avea de ce să ne mire acest lucru, că Putin face apel la comparație. Vă spuneam și săptămâna trecută, cea mai mare bătălie de tancuri s-a dat în 1942, după încheierea bătăliei de la Stalingrad, la Kursk, și pe câmpiile ucrainiene. Bătălia de la Kursk, de la Stalingrad, a fost o bătălie lungă, complicată, în care singurul general profesionist pe care Stalin nu l-a omorât în procesele de la sfârșitul anilor 30 a reușit să-și dovedească cunoștințele militare, vorba de Zhukov, cel care, după moartea lui Stalin, a stabilizat Uniunea Sovietică care era să prăbușească. Pentru că Uniunea Sovietică a fost, la moartea lui Stalin, condusă până când partidul s-a vindecat relativ de mareșalul Zhukov, devenit mareșal, învingătorul, de fapt, al armatei germane în operațiunile de atunci. Dar revin la ceea ce spuneam. Victoria de la Stalingrad nu ar fi fost posibilă fără sprijinul masiv al Statelor Unite ale Americii. Sprijin care a fost dat și înainte de Pearl Harbor și după Pearl Harbor. Și oricum, pentru că noi suntem educați în spiritul istoriei sovietice în continuare în această țară, cotitura războiului n-a fost la Stalingrad, fusese deja în războiul din Pacific, unde americanii preluaseră încă din 1942 inițiativa și puneau Japonia în apărare. Și de asemenea, gândiți-vă la ceea ce se întâmpla în Africa de Nord, unde trupele germane erau în apărare și se pregătea debarcarea din vara anului 1943 din Italia. Deci nu a fost victoria sovietică atât de importantă. A fost importantă pentru sovietici, în primul rând, și pentru schimbarea cursului războiului. Și Putin avea cum să nu profite de ea, pentru că astăzi se împlinesc cei 80 de ani. Pe 2 februarie nu putea să rateze momentul și nu putea să nu facă referire la ceea ce se întâmplă acum. Amenințarea
de care vorbeați este ea cu bomba nucleară? E o întrebare. Cu orice ar fi, răspunsul amiralului a venit cât se poate de clar, pentru că orice ar gândi Putin că ar putea să facă împotriva NATO, îi se va întoarce cu prisosință. Nu, a fost un discurs patriotar făcut la dată aniversară, pentru că n-ar fi putut să rateze această dată niciun fel. Am fi zis că este o scăpare, deși la Putin nu poate fi vorba despre o scăpare, dar și discursul lui Lavrov e cam în aceleași coordonate. Și el amenință, dar nu spune cu ce. Pregătim și noi ceva de 24 februarie, o să vedeți. Iată discursul. И, конечно, наша дипломатия будет делать все, чтобы задуманные, вот сейчас на конец февраля, как бы приуроченные к годовщине начала СВО, антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках, которые сейчас Запад активно вместе с киевским режимом прорабатывает, чтобы это не оказалось единственными мероприятиями, которые будут привлекать внимание мирового сообщества. Мы тоже готовим некоторую такую отчетность. Да. Au mai promis dovezi și nu le-au oferit. De exemplu, cea mai importantă promisiune a fost după masacrul de la Bucea, când domnul pe care l-ați văzut în imagine a spus că imaginile care au umplut televiziunile internaționale și care veneau de la Bucea pe mâna jurnaliștilor din Ucraina au fost un fake. Acolo a fost vorba despre o organizare de studio de cinema și tot ce s-a întâmplat acolo a fost un fake. A promis dovezi. Nici până astăzi nu le-a oferit. În schimb, există altfel de dovezi care au venit de la New York Times, în care pozele de pe teren au fost potrivite cu cele din satelit. Din acele dovezi a rezultat clar că soldații ruși au masacrat civili la Bucea. Paranteză închisă. Ce zice domnul? Că pregătește de 24 februarie mișcări, demonstrații de stradă? Asta pregătește ministrul de externe al Federației Ruse? Demonstrații de stradă în țările respective, împotriva guvernelor lor, da. Și, mă rog, în Franța avem demonstrații care par să fie atins cu teme mai întâlnite. Asumă paternitatea, domnul? Nu, sunt în spirit francez. E vorba despre reforma pensiilor. E vorba despre reforma pensiilor, dar evident că pot să fie folosite ca un argument că aceste guverne sunt delegitimate și așa mai departe. Nu știu ce dovezi vor oferi. Dacă ar fi avut dovezi, l-ar fi produs de mult, n-au cum să le producă, pentru că avem dovezi nenumărate ale crimelor de război, vorbim despre genocid. Cei care fac genocid în momentul de față sunt rușii, ei sunt continuatorii lui Hitler, încearcă să inverseze rolurile, ceea ce este absolut inacceptabil. Și revin ce spuneam și în ora precedentă, un tribunal penal internațional care se judece crimele de război trebuie să fie înființat și să începe să funcționeze de acum, să nu îi lăsăm pe ucrainieni să-i judece pe militari, să-i preluăm și să dăm pedepse exemplare. Un nou Nuremberg trebuie să aibă loc, pentru că Nuremberg-ul și-a atins obiectivele. Germania de astăzi nu este Germania lui Hitler. În schimb, Rusia nu s-a vindecat de totalitarism și nu se va putea vindeca de totalitarism decât dacă va avea loc un proces exemplar și dacă va avea loc și un proces educativ, pentru că vor fi nevoie de 3 generații ca acești cetățeni ruși care nu mai gândesc deloc critic să devină ființe umane întregi. Și n-aș zice că e o coincidență, dar poate aveți o altă părere. Președintele Serbiei, astăzi, Aleksandar Vučić, spune așa: în zilele noastre suntem martorii unui fel de al treilea război mondial care în zilele următoare, săptămânile următoare și lunile următoare va deveni mai mare, mai cuprinzător, mai întins și mult mai brutal decât este astăzi. Fiți atenți la cuvintele mele. Dorin Popescu. Deci, recapitulăm. Putin, Lavrov și Vučić ne anunță că ceva mare este pe cale să se întâmple, să se producă. Ce? Astăzi, acum sunt foarte mult sânge în politica internă de la Belgrad. Vučić a fost extrem de ocupat cu organizarea unui eveniment, organizarea unei prelegeri, nu-i așa,
în fața Parlamentului de la Belgrad, a prezentat propria sa evaluare cu privire la necesitatea ca Belgradul să accepte. Șantajul sau ultimatumul european bazat pe impunerea planului franco-german de acordului cu Kosovo. În acest context, Vučić, care și-a oferit inclusiv demisia în cazul în care situația internă o va cere, Vučić, care este de bună seamă obligat să facă un balet diplomatic și care astăzi a și recunoscut că este obligat să facă un balet diplomatic, pentru că dacă nu l-ar face, Serbia ar rămâne fără aliați și a și rămas fără aliați în Europa, Serbia, urmarea faptului că nu s-ar aliat politicii de sancțiuni a Uniunii Europene. Iată că deci astăzi evenimentul marcant pentru Vučić l-a reprezentat prezentarea persuasivă a acestui plan cu privire la continuarea negocierilor cu Kosovo, mai ales în contextul în care, iată, spuneam că a curs mult sânge în politica internă sârbă, astăzi această prezentare s-a finalizat printr-o încăierare între susținătorii lui Vučić și deputații din facțiunea opoziției. Deci astăzi pariul lui Vučić a fost unul de natură internă. Dar sigur că în marginea acestui balet, Vučić a încercat să prezinte ca principal argument pentru această politică de presupus echilibru al Belgradului în relația dintre Comunitatea Europeană, Comunitatea Internațională în sens larg și Federația Rusă, a invocat drept argument riscul producerii unei escaladări substanțiale a conflictului din Ucraina sub forma unui cel de-al treilea război mondial. Și s-a transformat în analist, abdicând de la responsabilitatea de șef de stat și aliniindu-se unui scenariu pe care de altfel îl prezic mulți, că s-ar putea ca acțiunile militare din acest an să fie mai dure, mai largi, mai sângeroase, decât cele din anul precedent. E opinie larg răspândită în mediile analitice internaționale. Unii aduc și indicii argumente în acest sens, însă modul, a spune eu, deplorabil în care un șef de stat abjură de la obligația sa de a privi cu raționalitate și cu echilibru tot ceea ce se întâmplă în politica externă și abjură de la obligația sa de a crea politici publice naționale în conformitate cu evaluări corecte, echilibrate ale situației de drept internațional, iată, abdică în favoarea unor speculații de analist. Nu știu dacă acțiunile militare vor avea o amploare mult mai mare decât cele de anul trecut. Nu știm dacă vor fi actori statali terți ca protagoniști direcți în acest conflict. Suntem departe încă de această ipoteză. De bună seamă știm, așteptăm o ofensivă de amploare a Federației Ruse, o contraofensivă a Ucrainei, că impactul armamentelor grele introduse pe teren pot ridica pariul, angajamentul, amploarea, impactul confruntării propriu-zis militare, dar suntem departe de scenariul în care, iată, un președinte de stat se folosește de dreptul său de a elabora predicții în domeniul politicii externe pentru a-și impune punctul de vedere în plan politic intern. Aceasta este valoarea mea. E foarte ciudat, pentru că parcă i-aud pe cei care spun, domne, și ce vreți să vă spun acum, ce vor să facă? Că doar dacă va fi vorba despre o ofensivă, atunci trebuie să existe elementul surpriză, cum ne explica domnul general mai devreme. Ok, dar atunci să nu mai amenințe. Dar este straniu să ameninți cu ceva și să nu spui cu ce ameninți. O să vă facem noi ceva. Ce e asta? Ce vrea să ne spună asta? Face parte din politica descurajării până la urmă. El nu poate nici să folosească termenul de nuclear, pentru că China a venit și a explicat că nu poate să se joace cu aceste amenințări. Și atunci, pentru a păstra totuși rezerva aceasta de potențială escaladare viitoare, el vine și amenință de o manieră indefinită. Serghei Lavrov, pe de altă parte, ar putea fi citit în altă cheie declarația lui. El vine și spune că diplomații ruși lucrează pentru a prezenta ceva grandios pe 24. Iar aici putem să ne gândim, să legăm de anunțul și de zvonurile care circulă în ultima vreme despre o posibilă vizită a lui Xi Jinping la Moscova. Neconfirmată încă de Beijing? Neconfirmată încă. Sunt 3 zile, cred. Dar nici infirmată. Neconfirmată. Corect. De Beijing, în care ar putea să se suprapună exact
acestei perioade. Acest lucru, dacă se va întâmpla, într-adevăr, va fi un semnal destul de grav. Va însemna, practic, totuși o asumare a unei poziții de către China într-o chestiune unde și-a păstrat un echilibru până în acest moment. De asemenea, chiar dacă va avea loc ceva de o gravitate deosebită, mă îndoiesc că președintele Vučić ar fi fost inclus în cercul de apropiați al lui Vladimir Putin pentru a fi informat despre ceea ce va urma. Mai degrabă, cred că prin această declarație, practic, Vučić nu face altceva decât să justifice o neutralitate pe care a anunțat-o în cadrul același discurs. A venit și a spus, noi nu vom cere niciodată aderarea la NATO, noi ne vom păstra neutralitatea. El nu poate, e într-o poziție, și Serbia în general e într-o poziție extrem de delicată, pentru că se află între parcursul său european pe care și-l dorește și între relația privilegiată cu Federația Rusă pe care o încurajează și pe care o cultivă. Și atunci, practic, ce poate el să facă este să spună, e posibil ca toată această tensiune să escaladeze luptele, pentru că până la urmă aici este o profeție auto-împlinită. Prin prisma viitoarei ofensive pe care o așteaptă toată lumea din partea Rusiei sau o contraofensive ucrainene, e clar că conflictul se va intensifica, cel puțin într-o perioadă imediat următoare. Iar atunci el vine și spune, din punctul meu de vedere, pentru că se va escalada, eu, Serbia, prefer să rămân neutră și atunci nu mă voi băga nici de o parte, nici de partea cealaltă. Pe 24 februarie, că nici asta nu se potrivește, pe 24 februarie, ucrainenii au ce sărbători. Este rezistența lor. Da? Rezistă de un an în fața Marii Rusii. Și vor mai rezista. De fapt, e ce sărbătoresc în fiecare zi. Dar rușii, ce vor să marcheze pe 24 februarie? Vor... Că ce? Că au început o operațiune militară nesfârșită? Și pe care au vreun interes să o termine repede? Acum nu. Nu. N-au niciun interes pentru că speră ca încetul cu încetul susținerea pentru guvernele occidentale care sunt deschis de favorabile Rusiei să scadă. Dar să revenim încetul cu încetul la întrebările pe care le-a spus. Escaladarea verbală face parte din tactica de negociere. Escaladarea diplomatică în egală măsură. Președintele Biden va veni în Europa, va veni în Polonia. Va veni în Polonia atunci, va veni în Polonia ca să marcheze acel moment. Așa că Rusia trebuie să simte nevoia să facă o acțiune în paralel și împotriva acesteia. Va intra în joc China? Vom vedea. Cred că nu este în interesul Chinei să o facă. China nu a recunoscut niciodată anexarea teritoriilor ucrainiene. Nici Serbia nu a recunoscut anexarea teritoriilor ucrainiene pentru că e o problemă foarte serioasă legată de Taiwan și de Kosovo în cazul celor două țări. N-aș veni la Vučić pentru că era revenit la el, pentru că era un discurs de politică internă în care se juca cu cuvintele, nu este cu siguranță un confident al președintelui Putin. Nu este un personaj de încredere, este privit cu neîncredere la Moscova, considerat că joacă o echilibristică foarte riscantă pro-americană și pro-europeană, părând să fie, pentru că asta e situația opiniei publice, mai degrabă pro-rus. Ca urmare, nu este de încredere, dar nu există alternativă, așa cum nu există alternativă la Lukashenko în Belarus, care nici el nu este unul din fanii lui Vladimir Putin, istoric discutând, dar acum nu are cu cine altcineva să rezistă în fața presiunii proprii sale societăți. Ca urmare, rușii încearcă să inventeze pentru că trebuie să compenseze această situație. Ei sunt în defensivă, au fost în defensivă diplomatică, sunt într-o situație economică complicată, iar situația de pe front, cu toate eforturile pe care le fac, nu s-a îmbunătățit în mod simțitor și nu știu dacă ofensiva pe care o pregătesc va schimba în mod radical situația. Știți de ce tancurile nu sunt în momentul de față foarte utile? De ce? Din motivul pentru care rușii nu l-au putut folosi pe 24 februarie. Pentru că dacă începe dezghețul, nu pot să meargă decât pe asfalt, pe șosea. Ăsta este motivul pentru care o operațiune militară care începe spre sfârșitul lunii februarie și începutul lunii martie nu presupune în mod obligatoriu folosirea tancurilor, ci abia în vară, în cazul unei contraofensive, dar discutam deja despre asta, e nevoie de ceva mai mult decât de două brigăzi de tancuri ca o contraofensivă să fie de succes. În vremea asta, la Bahmut, același Bahmut, se duc lupte grele.
număr mare de victime. Nu avem imagini de acolo și nu avem nici informații, dintr-un motiv foarte simplu. Trupele Wagner s-au întâlnit la Bahmut cu batalionul Azov. Sunt cei mai fioroși dintre cei mai fioroși, și de o parte și de alta. Ucrainenii rezistă, rușii vin în valuri din ce în ce mai mulți, Wagner aduce din ce în ce mai mulți oameni, și totuși avem indicii în legătură cu pierderile pe care le au părțile. De exemplu, există imagini cu un cimitir Wagner. Există imagini cu un cimitir care a pornit de la 200 de morminte și care se tot extinde, o să le vedeți imediat. În plus avem relatări referitoare la felul în care, la ultima metodă prin care comandanții Wagner îi fanatizează pe luptătorilor. Îi droghează, pur și simplu. Pentru că există luptători din batalionul Azov care ne spun, există relatări ale lor, din care rezultă că, de exemplu, întâlnindu-se față în față doi luptători, un ucrainean și un rus din Wagner, ucraineanul trage, iar rusul continuă să meargă sau continuă să lupte, deși ar trebui să sufere din cauza rănilor pe care le are. Plus, relatările celebrului defector, un fost comandant Wagner care a fugit în Norvegia și care dă interviuri pe bandă rulantă, s-a și declarat dispus să depună mărturie. Haideți să-l vedem. Потому что все пути к Артемовску пробивали, грубо говоря, просто по телам, по трупам своих же. Потери были большие, и, ну, не из самых лучших там была обстановка. С приездом осужденных началось отношение как к нелюдям, все как-то поменяли в первую очередь там и командиров, и перестали считать за людей, отдавали там, ну, как я говорю уже, тупые приказы, вот, отправляли с автоматами на танки, и переставали ценить человеческую жизнь. В большем случае посвящали людей культу самосохранения. Приехали в учебный центр, на полигон забирали вновь прибывших, и застал такую ситуацию, когда приехали службы безопасности Вагнера, привезли двух отказников, двинули речь, то, что предатели, изменники, трусы, публично убили людей, расстреляли. Да больной человек, ну как? Любой, мне кажется, специалист делает заключение на него, посмотря, и скажет, что данного человека надо изолировать от общества. А он стремится к власти. Многие считают меня негодяем, преступником, там, убийцей, как-то. Я в первую очередь, опять же, вторично, неоднократно уже хотел бы извиниться. Хотя там, я не знаю, кто как это воспримет, но принести извинения. Ну, у нас никто не рождается учеными. Înțelege mult, urmărindu-l pe acest om. Droguri, fanatici, într-un loc. Este incredibil ce se întâmplă. Deci într-un loc, într-o mică localitate, Bahmut, lupte fioroase și ni se spune că localitatea nu este importantă. Este până la urmă, dacă ne uităm la primul război mondial, putem să facem o comparație cu celebra bătălie de la Verdun, unde la fel, practic, a fost o încrâncenare de ambele părți, fără a avea neapărat o relevanță tactică din punct de vedere militar. Faptul că în acest moment Azov vine să lupte acolo, arată totuși, inclusiv faptul că pentru ucrainieni capătă o valență simbolică Bahmutul, și încearcă pe cât posibil să nu-l piardă. Să nu piardă și să nu permită armatei ruse să încercuiască și să, în felul ăsta, să se facă să se retragă. Toate relatările de pe front și din zona Bahmutului sunt teribile. Luptele care se poartă acolo din casă în casă, pentru că iarăși ne amintim de, inclusiv de bătălia de la Stalingrad,
de tot așa a fost o luptă urbană în care se lupta din casă în casă, din cameră în cameră. Același lucru se întâmplă și aici. Este foarte complicat și punerea în față a celor batalionului Azov cu milițiile Wagner arată foarte multe. Dar trebuie spus un lucru foarte important. Pe câtă vreme batalionul Azov face parte totuși din armata ucraineană, Wagner sunt niște miliții, niște mercenari, o forță militară privată. Este o diferență foarte mare care, în primul rând, vorbește despre faptul că o unitate militară este obligată să respecte regulile războiului, convențiile de la Geneva, toată legislația aferentă, pe când Wagner nu trebuie să o facă. Mai ales dacă au și deținuți de drept comun în primele rânduri pe care mă împing în față și iată, putem și noi să facem din nou în continuare paralele cu Stalingradul, pentru că până la urmă vorbeam de mareșalul Jukov. El era cel care venea și demina câmpurile cu propriile trupe. Același lucru face și Wagner. Trimite val după val de deținuți de miliții Wagner pentru a încerca să cucerească acest oraș fără a avea niciun fel de considerație vis-a-vis de prețul vieții umane. Mai aflăm ceva, Dorin Popescu, în felul ăsta. Că s-a recompus batalionul Wagner pentru că el fusese demantelat, distrus, Azov, îmi cer scuze, la Mariupol. La Mariupol, cei care mai rămăseseră s-au predat și acum există din nou batalionul Azov. Pentru că știm că a existat o negociere, unii dintre cei care s-au predat rușilor au fost eliberați într-un schimb de prizonieri, unii rămân în continuare la ruși, în prizonierat, dar au recompus batalionul Azov, Dorin Popescu. Da, fără a avea toate datele probleme, sunt extrem de convins că lupta acolo și forțe regulate masive, atât rusești cât și ucrainene, pe lângă Wagner și batalionul Azov, sunt extrem de convins, pentru că este într-adevăr o luptă cumplită, înfiorătoare, cu resurse umane, substanțiale și de altfel sunt foarte, foarte mulți indici care ne duc la concluzia că asaltul dat într-adevăr prioritar de Wagner este susținut cu focul de artilerie, chiar cu infanterie, în sfârșit cu aviație din partea forțelor regulate. Pe de altă parte, avem în reinventarea batalionului Azov, subscriu aceste ipoteze, că într-adevăr iată, avem un batalion Azov reinventat ca forță de elită a armatei ucrainene. Avem și în această poveste a reinventării, avem explicația importanței Bahmutului. Mariupol, vă mai aduceți aminte, Mariupol a fost reduta de glorie și de onoare a batalionului Azov. Bahmutul este a doua redută a batalionului Azov. Este pariul instituțional al reinventării batalionului Azov. Și de aici importanța pe care o are orașul Bahmut, care nu are o relevanță într-adevăr strategică. Poate deschide drumul armatei ruse spre Kramatorsk, spre Sloviansk, etc. Dar nu este relevant. Liniile de apărare ucrainene se pot regrupa între Bahmut și Kramatorsk și Sloviansk. Eu nu cred că batalionul Azov a promis președintelui Ucrainei că va rezista în Bahmut așa cum a rezistat în Mariupol și după luni de zile de asediu, armata rusă cu Wagneriști cu tot nu a reușit încă încercuirea operativă. Într-adevăr se desfășoară lupte în cartierele periferice ale orașului, dar Bahmutul nu este încercuit operativ de către trupele rusești. Trupele rusești au acces doar pe zona de sud, est și nord. Nu au realizat încercuirea ca atare încă. Capturarea, ocuparea orașului Bahmut de către armata rusă este încă un obiectiv extrem de îndepărtat. Iar în ceea ce este pe Prigojin, sunt acolo într-adevăr două elemente. Elementul instituțional care vizează obiectivul ca trupele Wagner la sfârșitul acestei sarcini tactice, să fie asimilate trupele ca unități și subunități de trupe regulate ale armatei ruse și obiectivul său politic care este deja cunoscut. Foarte bune imaginile. În stânga ecranului îl vedeam mai devreme pe Putin și în dreapta ecranului vedeam un cimitir nesfârșit, e adevărat, pentru luptătorii Wagner. Și dacă te uiți la imaginile astea, domnule profesor, în paralel, te întrebi pentru ce? Pentru demența lui Putin? Că vrea Ucraina? Că vrea... V-a explicat, ați spus interviul, secvența în emisiune acum o oră și jumătate, amiralul olandez, cât se poate declar, Putin nu este nebun. E rațional. Putin este rațional, obiectivul său este
unul politic, de geopolitic. El vrea să întărească Rusia, pe care o vede expusă unui atac permanent, și vrea să distrugă Uniunea Europeană. Vrea să distrugă Uniunea Europeană. Preambulul distrugerii Uniunii Europene este cucerirea Ucrainei. Nu i-a ieșit până acum. Pentru că Vladimir Putin spune de foarte multă vreme, dacă Uniunea Sovietică, care era o putere mondială, militară, s-a prăbușit peste noapte în 1991, atunci Uniunea Europeană, care nu are nimic, nu are armată, nu are politică comună, care are doar o piață comună, nu are cum să reziste. Nu poate rezista în fața realpoliticului. Este demnul continuator al lui Hitler din punctul ăsta de vedere. Și are o surpriză că ucrainienii rezistă, că europenii rezistă și ei. Și atunci, sigur, imaginea e contrastantă, dar imaginea ar fi bună pentru publicul rusesc, care nu are acces la ea. Acel cimitir despre care vorbiți dumneavoastră, pe care l-am văzut cu toții acolo, nu face parte din imaginile pe care televiziunile rusești le dau. Nu, televiziunile rusești vorbesc despre eroismul luptei soldaților din Wagner și din armata rusă împotriva invadatorului nazist. Ori revenirea trupelor Azov va alimenta suplimentar acest narativ. Din nou se va vorbi despre nazist, pentru că întotdeauna au fost asociați. Nu uitați-vă un lucru. Au fost miliție privată, au fost creați Azov de unul din miliardarii care a vrut să blocheze ofensiva rusească din Donetsk și au recucerit Mariupolul atunci, care fusese inițial cucerit de proruși, cu sprijinul rusesc, l-au recucerit. De asta a fost foarte important pentru Putin, oricâte eforturi a făcut, să ocupe Mariupolul, iar acum, simbolic discutând, este foarte important pentru Azov și pentru ucrainieni să dovedească că nu se poate trece de Bakhmut. Să le spunem telespectatorilor că până să fie adoptat de armata ucraineană, acest batalion avea arbora inclusiv simboluri naziste. De care vorbea Putin astăzi la Stalingrad. Iar comandantul trupelor era un white supremacist, era un adept. Dar din 2015 sunt trupe regulate ale armatei ucrainiene. Se supun ordinelor, regulilor. Iar din analizele pe care le-am văzut, cei care susțineau asta acum câteva luni de zile, înainte de căderea Mariupolului, idei extremiste nu mai reprezentau nici măcar 2% din total. Deci, practic, acel batalion Azov a dispărut. Dar în imaginarul rusesc și în imaginarul stângii occidentale, el este în continuare un fel de trupă SS, de elită, care este folosită împotriva rușilor. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc, domnilor. Pauză și când ne întoarcem, Oana Zamfir are ultimele informații. Rămâneți cu noi, seară bună!